Vista pom pe lexic, pom punctul pe inimă și... Bine v-am găsit, broschiașilor, la cel mai tare canal aici la noi. Vă pup și vă respect, vă mulțumesc foarte mult pentru cei 1400 de abonați, sunteți cei mai tari. Astăzi o să vă răspund la întrebările voastre pe care mi le-ați lăsat pe Facebook, pe Discord. Eu zic să începem, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe, clopoțelul și să dați un like dacă vă place, bineînțeles. Prima întrebare vine de la Sebastian Anculescu, bagă PUBG. Vreau să ne jucăm și PUBG, am încercat într-o seară pe live, bine am instalat acolo jocul, ne-am cam bâlbâit, cât nu prea a mers, dar în viitor o să ne jucăm și PUBG. Edi Nicolescu, când bem și noi o bere? Bine bro, o să bem frate și noi o bere, dacă vii la Sibiu sau nu știu, ne vedem cumva, cu cel mai mare drag bem o bere împreună bro. Denis Bărbos, o să faci și jocuri survival gen Rust, Ark, 7 Days to Die? Bro, eu m-am jucat Rust înainte să fac live. Am undeva la 1300 de ore, deci știu să mă joc Rust. Ark nu-mi place. 7 Days to Die încă nu l-am încercat. Dar, îndată ce îmi schimb placa video, procesorul și RAM-i, o să ne jucăm și Rust, băieți, o să ne jucăm și Rust. Giurgiu Ștefan, când ai țuica aia? Bro, ți-am zis, când vin țară, bem și țuica aia, bem și o bere. Ne simtem și bine acolo, bă. Dan Orșa, ce faci de Revelion? Bă, Dănuț, nu știu, chiar nu știu să răspund la ce o să fac de Revelion. Probabil o să fiu acasă, bro. Și mai probabil o să ne vedem, nu? Faci și noi ceva acolo? Dani Daniel, de unde pasiunea pentru armată? Dani, sincer vă zic, nu am fost pasionat cu armata, nu am fost pasionat deloc pentru armată de când eram mic. Eu când eram mic vreau să fiu locomotivă, chinez și să devin pensionat. De ce pensionat? Pentru că așa gândeam eu, gen... Nu faci nimic și îți vin banii degeaba. Și așa m-am gândit, bă, de ce nu? Iar cum am ajuns să ajung în armată, în ultimele 2 săptămâni de liceu, au venit cu propagandă la noi la școală și erau deja 2 colegi care și-au depus dosarul și dai seama, când le-am zis la ei, mamă, mă duc și eu la armată. A, hai, bravo, nu știu ce, că eram și foarte nehotărât. Fac asta, a fost, am intrat. Și așa sunt în armată, bro. Damian Peter. Te-ai gândit vreodată să renunți? Forță broscoi! Forță broscheașilor, nu m-am gândit niciodată să renunț. Sunt aici pentru voi în fiecare seară de la ora 8. Te pup! Oprea Bogdan, de ce semeni cu The Motans? Serios? Deci, acum, serios, vi se pare că semeni cu The Motans? Serios? Mie nu mi se pare deloc că semeni cu The Motans. În fine. Bye cu Alexandru. Pe când alt giveaway și când trimit adesea pentru ticoul cu broscheași? O să facem un giveaway, băieți, la 2000 de subscriberi, o să facem un giveaway, un cont de CSGO Prime și 20 de euro. Și 20 de euro sunt dați din partea lui Eroneus, sau mai bine zis, Ganezu. Iar tricourile am făcut în jur de 20, le-am dat, am trimis la toată lumea. Nu știu, o să mai gândesc pe viitor, o să mai facem. Dar acum o să facem logo pe spate sau, nu știu, sau scoatem verde la ăla, pentru că nu dă bine la mine pe green screen și nu pot să-l promovez. Alex Chiroban, ai fost... la concurs. Știu continuarea. Cred că toată lumea o știe. Da. Andreea Ștefan Pop. De ce ai ales YouTube dacă pe Facebook îți mergea bine? Bro, am ales YouTube deoarece calitatea, nu știu, e mai bună calitatea. Îmi mergea relativ bine pe Facebook. Am reușit să strâng acolo o comunitate de 2300 de oameni. Dar bro, nu sunt așa activ ca pe YouTube și, nu știu, am impresia că pe YouTube oamenii sunt mai activi, chiar își doresc să stea pe live, nu doar să piardă vreme. Unde te vezi peste 5 ani? Întrebare de la Alex Gheorghe. Bro, nu știu să zic exact, ne văd peste 5 ani, chiar nu știu, dar am foarte multe proiecte în cap, sper să reușim să le facem pe toate, o să fie foarte, foarte multe surprize la noi pe canal. Chiar nu știu unde o să-mi văd peste 5 ani. Cel puțin în armată o să fiu în armată. Asta pot să vă zic sigur. Dacă nu pățesc ceva, doamne ferește. Vanessa Bianca. Care este singura întrebare la care se răspunde cu nu pentru că ar fi imposibil să se răspundă cu da? Nu. 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 Mergem acum la întrebările de pe Discord. Și avem așa o întrebare de la Snack. Câți ani ai? Bro, am 23 de ani. Am pus și în descriere la fiecare live, m-a trebunit cu întrebarea asta, 23 de ani, Snake. Avem o nouă întrebare de la Andrei. De ce?
De ce nu, bro? De ce nu? O întrebare de la Alexa. Cum te-ai apucat de YouTube? Care a fost motivul? Bă, sincer vă zic, mă jucam foarte mult și încă mă joc foarte mult pe calculator. Iar maică-mea era într-un mare care fel supărată că mă joc foarte mult și nu prea stau cu ei sau așa cu familia. Și mi-a zis, oricum dacă te joci atât de mult pe calculator și pierzi atât de mult timp, de ce nu încerci să faci stream, să faci ceva cu treaba asta? Păi și am zis că nu e o idee rea și uite așa am apucat. Mento, ce vrei să îmbunătățești la canal? Păi vreau în primul rând să creștem calitatea, vreau să facem cât mai mult content, vreau să facem o comunitate mare și să fim tot acolo unul pentru celălalt. Cam asta aș vrea să fac, bro, cam asta vreau să fac. Și să fiu acolo pentru voi și voi pentru mine. O întrebare de la Hey Lux, la câți ani vrei primul copil sau vrei un copil? Bro, într-adevăr, îmi doresc un copil. Nu pot să știu la câți ani vreau, adică nu vreau să zic, bă, gata, la 28 de ani vreau un copil. Nu știu vârsta, când va fi. Vreau un copil, într-adevăr, un băiat, chiar un băiat aș vrea. Dar nu știu să zic vârsta, bro. O întrebare nouă de la Jimski. De câți ani luni sunteți împreună? Eu cu prietena suntem împreună de 6 ani. Și cam atât. De 6 ani suntem împreună, da. Naruto, pe parcurs, ai vrea să faci și promovări de la 10.000 de abonați în sus? Bă, aș vrea să fac promovări și acum, vă zic sincer. Dar mi-ați plătit o sumă de bani și eu nu v-aș putea oferi serviciu înapoi, pentru că am foarte puțini oameni pe live, foarte puțin, am acolo comunitate strânsă, dar încă nu e suficient, gen să pot să vă plătesc într-adevăr acea sumă, adică să vă ofer serviciul ăla. Am plătit o sumă, eu vin cu foarte puțini oameni pe live și nu o să vă convine, deci mi-aș face anti-reclam. Game Time Row, ai fost măcar o dată la mare? Bro, în fiecare m-am dus la mare, cred că de la vârsta de când aveam 3 ani, părinții mei m-au dus, să zic, într-o oarecare fel am fost norocos. O întrebare de la Reflex, de ce numai eu știam că s-a mutat pe YouTube? De ce numai eu nu știam, probabil? Bro, am anunțat și pe pagina de Facebook și pe Discord și pe toate rețelele de socializare că m-am mutat pe YouTube și că am început live-uri pe YouTube. O întrebare nouă de la Carburator. De ce cine dă subscribe cu clopoțel și like primește în fiecare zi 100 de euro? Bro, era foarte frumos să pot să fac treaba asta, dar sincer, dacă eram, aveam toți banii din lume, cu cel mai mare drag, poate vedeam și 1000 de euro, boșilor, și 1000 de euro. Cam astea sunt întrebările, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Încercăm să facem live în fiecare zi de la 8, eu mai și muncesc în timpul liber, când nu sunt pe stream. Cam asta a fost, vă mulțumesc foarte mult pentru urmări încă o dată. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și bineînțeles pe butonul de like dacă v-a plăcut. Eu sunt Broscheașu și ne vedem pe live, băieți. Pa! Am pentru guranii care nu s-au schimbat când au venit banii. Respect, am pentru cartiere, în ele am gustat din amar și din miere.